Bună, dragii mei, bine v-am regăsit! Este vineri, avem proiect de weekend. Voi folosi fire de bumbac, un pic de roz, un pic de verde și un pic de alb, după cum vedeți. Aici am de la Schachenmayr o bobinuță, aici am Alize Forever și aici Forever Simli, fiindcă este cu un pic de sclipici. Așa am avut prin casă, deci folosesc fire subțiri ce am la îndemână. Pentru baza pe care noi o vom lucra, într-adevăr, am avut nevoie de un fir o idee mai grosuț. Uitați, cel alb, ideal este să fie cel mai subțire. Și haideți să începem, să avem spor și voie bună. Pentru cel roz voi folosi o croșetă de 2. Vom începe pe cercul magic. Facem o primă buclă și vom lucra în interiorul lui 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom realiza un cerculeț. Voi merge direct deasupra primului picioruș și voi lucra 2 piciorușe scurte deasupra lui. 1, 2. Și astfel am făcut o înmulțire. Aduc în următorul ochi 2 piciorușe scurte, a doua înmulțire. Deasupra următorului picioruș, 2 piciorușe scurte, a treia înmulțire. În următorul ochi, a patra înmulțire și în următorul a cincea, și fiindcă am avut 6 piciorușe scurte pe primul rând, automat că vom avea 6 înmulțiri. Deci voi mai face încă una. Și am obținut 12. Mă voi folosi de acest fir de început să îl folosesc pe post de sem. Voi face în primul ochi un picioruș scurt, în următorul 2, un picioruș scurt în următorul ochi, în următorul 2, adică o înmulțire, un picioruș scurt în următorul 2, 1, 2. În următorul un picioruș scurt, în următorul 2, un picioruș scurt, în următorul 2, un picioruș scurt și în ultimul ochi 2. La finalul rândului 3 am 18 piciorușe scurte. Vreau să scot acest fir și să-l folosesc din nou. Pe următorul rând vom spori din 2 în 2. În primul ochi, un picioruș scurt. În următorul, un picioruș scurt. În următorul ochi, 2 piciorușe scurte. În următorul ochi, un picioruș scurt. În următorul ochi, un picioruș scurt. În următorul, 2 piciorușe scurte. În următoarele 2 ochiuri, câte un picioruș scurt. În cel de-al treilea, 2, adică o înmulțire. Un picioruș scurt. În următorul ochi, un picioruș scurt. În următorul, câte? 2, corect. Din nou 2 piciorușe scurte, în următoarele 2 ochiuri, în cel de-al treilea o înmulțire. Din nou un picioruș scurt, un picioruș scurt și în ultimul 2. La finalul acestui rând am obținut 24 de piciorușe scurte.
La următorul rând vom spori din cât? Din 3 în 3. Corect. În primele 3 ochiuri, câte un picioruș scurt? 1, 1, 1. În ochiul 4, 2, o înmulțire. 1, 2. În următoarele 3, câte un picioruș scurt? În ochiul 4, o înmulțire. Aceasta este a doua. Apoi, un picioruș scurt, încă unul și încă unul, ca să fie 3. Și în ochiul 4, 2. Foarte simplu, nu-i așa? Din nou, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș scurt și în ochiul 4, o înmulțire. Din nou, 1, 1, 1, ce facem acum? O înmulțire, corect. Este cea de-a cincea. Un picioruș scurt, un picioruș scurt, un picioruș scurt, o înmulțire, ultima. Și pe acest rând avem 30 de piciorușe scurte. Vom finaliza cerculețul nostru într-o formă frumoasă și anume. În primul ochi vom face un picioruș scurt. În următorul ochi vom face un picioruș dublu redus, dau după croșetă, introduc în ochi, am scos fir, am 3 fire și scot prin toate 3. Dau după croșetă și introduc tot în același ochi, scot fir, am 3 fire, voi scoate de 2 ori prin câte 2, deci am făcut un picioruș dublu. Mă duc în următorul ochi și fac din nou un picioruș dublu redus, adică scot prin toate 3. În următorul ochi voi face un picioruș alunecat, adică introduc croșeta, trag firul și îl trag direct prin buclă. În următorul ochi un picioruș scurt, în următorul un picioruș dublu redus, tot în același ochi un picioruș dublu, în următorul ochi voi face un picioruș dublu redus și în următorul ochi un picioruș alunecat. Repetăm. Un picioruș scurt în următorul ochi, în următorul ochi un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, amândouă în același ochi. În următorul ochi un picioruș dublu redus și în următorul un picioruș alunecat. Haideți să continuăm ca să dantelăm cerculețul nostru. Foarte simplu de altfel. Picioruș dublu redus, picioruș alunecat. Picioruș dublu, picioruș dublu redus. În același ochi un picioruș dublu, picioruș dublu redus, picioruș alunecat. Și astfel până la final de rând. Uitați ce frumos iese. Aici vom încheia rândul. Am făcut cele două piciorușe în același ochi și fiindcă deja am ajuns la primul picioruș scurt cu care am început, eu voi încheia. Voi tăia firul. Și invers voi introduce croșeta. Voi scoate firul. Și îl voi prinde în lucru. Da? Uitați.
foarte, foarte frumos. Acesta este primul element. Acum, fiindcă acest fir este prea subțire, eu am zis să-l dau un pic în două, ca să fac câteva ochiuri de lanț. Da? Și așa, ia să văd dacă reușesc să fac câteva ochiuri de lanț. Așa, și acum voi face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Chiar 12 voi face. 1, 2. Bun. Acum voi continua și voi ridica câte ochiuri, să zic, 8 ochiuri, 8-9, 1, 2, după cum observați, am lăsat într-un singur fir, da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mă voi duce în ochiul 3 și voi lucra 2 piciorușe duble. Am dat după croșetă, am scos fir, 1, 2. În următorul ochi, 2 piciorușe duble. 1, 2. În următorul ochi, un picioruș dublu. 1 picioruș dublu redus și în următorul ochi voi face un picioruș scurt. Acum voi da în două, deci vreau să prind această frunzuliță, fiindcă aceasta este o frunzuliță, cred că v-ați dat seama. Vreau să o prind un pic cu câteva piciorușe alunecate de tulpină, fiindcă aici avem o tulpină. Și voi prinde de pe margină, de pe marginea frunzuliței, pe tulpină, voi agăța un fir și de acolo și de acolo, da? Și de la frunză și de la tulpină și voi face un picioruș alunecat. Mă duc în următorul ochi de la frunză și următorul ochi de la tulpină și voi face un picioruș alunecat. Din nou, în următorul ochi de la frunză și în următorul de la tulpină și voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț, lăsăm firul un pic mai lung ca să putem coase. Și uitați! Aranjăm frumos. Da? Avem o tulpină cu o frunză. Și ce ne mai lipsește? O floare. Tulpina și frunza, uitați, astfel vor veni cusute pe baza noastră roz. Uitați. Și ați ghicit ce va fi? Să-mi lăsați în comentarii. Ia uitați. Ce va fi? Un ghiocel. Ia uitați. Ce frumos. Ce frumos. Vă place? Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă vă place această broșă.
I-am lipit aici un ac de broșă și uitați. Îmi coase frumos cu ac și ață să stea frumos și frunza, da? Și acum haide să facem ghiocel. Da? Bun, dăm deoparte. Ghiocelul eu l-am realizat din alize simli, un fir destul de subțire și cu o croșetă de 1,6 am eu aici, fiindcă merge și 1,5 și 1,25, cu cât puteți dumneavoastră să lucrați, cu atât vă iese această floricică delicată, micuță, fiindcă așa ne trebuie, fiindcă este o broșă. Ca să puteți înțelege pașii, eu voi lucra de această dată cu acest fir, să înțelegeți mult, mult mai bine. Pe cercul magic, vă zic cum am procedat eu la firul acela subțire. Am lucrat 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strâng cercul magic. Mă duc deasupra primului picioruș și fac un ochi alunecat, un ochi de lanț și în ochiul 2 mă duc și fac un picioruș alunecat, dar uitați așa, prind un singur fir, da? Fiindcă vreau să-mi rămân aici pe interior un singur fir. Trebuiesc lucrate de aceste fire părțile din interior de la ghiocel. Acum ridic două ochiuri de lanț, dau după croșetă, introduc pe sub același firicel și fac un picioruș dublu. Încă un picioruș dublu vom lucra, acum vom face prima petală. Și avem două ochiuri de lanț și două piciorușe duble. Dăm după croșetă, scoatem fir, introducem pe sub același firicel, însă acum vom scoate de 3 ori, fiindcă doresc să înalț un pic, adică scot printr-un singur fir, prin 2 și iar prin 2 și am făcut un picioruș dublu alungit. Un ochi de lanț, mă duc la bază și introduc pe sub cele două fire și fac un picioruș alunecat ca să fac un mic picou. Cobor cu două piciorușe duble, introducem sub același firicel. Un picioruș dublu, încă un picioruș dublu, cobor două ochiuri de lanț și la bază mă unesc un picioruș alunecat. Și astfel am făcut prima petală de la ghiocel. Mă voi duce cu picioruș alunecat în următorul ochi, la fel agățând un singur fir. În următorul ochi mă duc din nou, tot cu piciorul alunecat, agățând un singur fir. Ridic două ochiuri de lanț și astfel repet petala. Vom merge din nou mai apoi cu două piciorușe alunecate și vom face din nou încă o petală. Deci vom avea 3 petale și apoi ne vom întâlni. Cele 3 petale sunt gata. Mai avem un ochișor pe unde vom agăța un singur fir și vom face un picioruș alunecat. Ne vom duce acum pe aceste fire din rămase nelucrate ca să lucrăm și în interior. Și nu ne ducem în primul ochișor, ci în al doilea. Introducem pe sub fir și facem un picioruș alunecat. Ne ducem și la următorul ochi și introducem pe sub acest firicel, fiindcă vreau următoarele petale să fie lucrate între cele două petale, da? Fac un picioruș alunecat, ridic două ochiuri de lanț, lucrez introducând croșeta tot pe sub același fir, două piciorușe duble, 1
2, 2 ochiuri de lanț și mă unesc la bază cu un picioruș alunecat. Și asta este prima petală micuță, micuță din interior. Mă duc în următorul ochi și fac un picioruș alunecat. În următorul ochi mă duc și fac, introduc în croșeta pe sub firicel un picioruș alunecat, ridic 2 ochiuri de lanț, lucrez 2 piciorușe duble, 1, 2, ridic 2 ochiuri de lanț și picioruș alunecat. Cea de-a doua petală este gata, mă duc, uitați, chiar în dreptul petalei este firicelul, vedeți? Dar voi păși cu un picioruș alunecat, fiindcă doresc să lucrez cea de-a treia petală între petalele mele, să fie poziționat. Și introduc pe sub următorul firicel, picioruș alunecat și repetăm. 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. Astfel am făcut eu ghiocelul. Să știți că chiar cu un pic de fard verde sau dacă aveți culori cerate, am dat foarte puțin pe vârful acestor petale mici. Da? Le poziționăm spre interior și apoi pe celelalte frumos. Da? Floricica eu am poziționat-o în vârful tulpinei, după cum se vede. Am cusut cu ac și ață. Am dat cu un pic de verde, eu zic că se observă. Da? Și puteți să o lăsați fie așa înflorită, fie puteți să adunați, uitați așa, petalele și să faceți un bobocel. Voi finaliza și pe aceasta și uitați că ușor, ușor cresc cadouașele mele pentru perioada ce va veni. Dacă nu aveți ac de broșă, puteți să puneți și un ac de siguranță, dar găsiți accesorii și fire de toate, de toate la Gabriela, pasiunea croșetatului, pe pagina ei, pe care vă invit să o vizitați. Toate cele bune, sper să vă încânte și acest proiect, chiar îmi doresc să-mi lăsați în comentarii, să împărtășiți cu cei dragi acest tutorial, iubitor de lucru de mână, și pe vinerea viitoare. La revedere!